Polițistul a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă. Prima instanță care a judecat cauza a fost judecătoria Brașov. Magistrații l-au condamnat pe agresor la 1 an și 6 luni de închisoare. În plus, au aplicat o interdicție de 5 ani în ceea ce privește dreptul de a deține o funcție publică. Doar că procesul s-a mutat apoi la Curtea de Apel, care a micșorat sentința în 2015. După aproape 4 ani, bărbatul care a lovit omul străzii nu mai lucrează la poliția locală și a ieșit din închisoare. Este singurul scandal de la poliția locală Brașov. Jurista instituției este cercetat într-un dosar de proxenetism, însă acest lucru nu a împiedicat-o să candideze la începutul acestui an pentru postul de director adjunct la poliția locală. Nu a obținut postul, a fost în schimb suspendată din funcție la începutul lunii februarie după ce a fost trimisă în judecată. Și schimbăm registrul. Iarna și-a intrat în sfârșit în drepturi la jumătatea lunii februarie. 14 județe se află de mai bine de o oră sub cod galben de ninsori abundente și viscol. De altfel, și în restul țării sunt precipitații extrem de însemnate. În București plouă torențial de mai multe ore. Stăm de vorbă despre cum va fi vremea cu meteorologul de serviciu Mihai Timul de la Administrația Națională de Meteorologie în legătură telefonică directă. Bună ziua! Bună ziua, să rămâne. Într-adevăr, în orele următoare, pe parcursul acestei zile, precipitațiile vor continua în mare parte din țară. Așa cum știți, este în vigoare o informare meteo care anunță faptul că, mai ales în partea de est și de sud a României, vor fi cantități de apă mai însemnate, local 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele mai înalte din aceste zone, în deluroase și montane, chiar se vor cumula peste 25-30 de litri pe metru pătrat. În plus, în majoritatea regiunilor vor fi și intensificări ale vântului, cu viteze în general între 45 și 55 de kilometri la oră, dar există și un cod galben care a intrat în vigoare la ora 11 și se referă la cea mai mare parte a Moldovei, la Carpații Oriental, la estul Carpaților Meridionali. Avem 14 județe din aceste zone care se vor afla în cod galben până mâine la ora 11, pentru că aici vor fi în ninsori local mai abundente, ceea ce se va concretiza și printr-un strat de zăpadă destul de consistent. În plus, în zonele mai înalte, la peste 1500 de metri din aceste zone, vor fi și intensificări ale vântului cu rafale de peste 70-80 de kilometri la oră, ceea ce va face ca temporar să avem și fenomenul de viscol cu reducerea vizibilității chiar și sub 100 de metri. Prin urmare, cei care vor tranzita aceste zone, conducătorii auto, trebuie să fie foarte atenți, pentru că se va circula în condiții de iarnă, dar bine, nu va fi nici în restul zonelor. De exemplu, chiar și în București, deja am strâns cam 20 de litri până la această oră. Estimăm ca ploaia să mai continuă cu o intensitate destul de mare în următoarele 3-6 ore, după care să înceapă să slăbească în intensitate. Și prin urmare, deja sunt zone mai vulnerabile în București, cu zone mai joase, chiar și din județul Ilfov, unde deja sunt băltiri de apă. Și aici șoferii trebuie să fie atenți, pentru că trebuie să reducă viteza pentru adaptarea condițiilor meteo, și anume în condiții de suprafața alunecoasă de ploaie. Urmând ca treptat pe parcursul zilei de mâine lucrurile să revină cât de cât la normal, să mai avem ninsori, dar din ce în ce mai slabe cantitativ în zona Moldovei, unde va începe odată cu intrarea în după amiază să se restrângă carie. Deci iată, veni și cu vești bune pentru ziua de mâine. Despre ninsoare în capitală nu putem vorbi, domnule Timu, pentru că observăm că acea atenționare de viscol și vreme severă este până undeva la limita cu județul Ilfov. Bucureștiului, da, aici este foarte interesant, pentru că pe partea de sud-est, în continuare suntem într-un sector de aer mai cald, ceea ce face ca aici să avem predominant sub formă de ploaie precipitațiile. Este adevărat că odată cu intrarea în seară, în noapte, este posibil să vedem și în capitală ceva la poviță și ninsoare, numai că de data aceasta cantitățile de apă vor fi mult diminuate, deci scad mult precipitațiile ca intensitate și n-ar trebui să avem probleme în acest sens. Da, însă va exista riscul formării poleiului. În unele zone, da, exact, mai ales pentru zona Moldovei, pentru zonele montane, și polei și ghețuși, adică este posibil ca zăpada care vine să înghețe la nivelul asfaltului și să avem nu numai polei și chiar ghețuși. De asta spuneam că șoferii auto trebuie să fie foarte atenți pentru zonele mai ales aflate în galben, unde se va circula în condiții de iarnă. Vă mulțumesc foarte mult, Mihai Timu, meteorolog de serviciu la Administrația Națională de Meteorologie, a fost în legătură telefonică directă. Mergem mai departe. Indemnizația de concediu medical pre- și post-natal scade prin majorarea contribuțiilor sociale, în unele cazuri chiar și cu 400 de lei. Și bolnavii de cancer pierd bani, dar și celelalte persoane aflate în concediu medical.
Cât de greu sunt afectate gravidele? Aflăm chiar acum de la colega mea, Diana Bone, care a stat de vorbă cu pacienții de la maternitatea Polizu din capitală. Bun găsit, Diana, ce ne poți spune? Bun găsit, Revoluția Fiscală, dar și trecerea obligațiilor fiscale de la angajată la angajator riscă să lase mii de femei cu mai puțini bani lunari. Gravidele din maternități sunt foarte speriate pentru că nu își mai pot face un buget pentru venirea pe lume a celui mic. Am vorbit cu multe dintre ele și spuneau acestea că sunt cu adevărat speriate și nu speră ca o nouă ordonanță guvernamentală să poată remedia toată această situație. Mai mult decât atât, dat fiind faptul că nu știu care va fi situația din învățământ, din sănătate pentru micuții lor, această situație de acum fiscală nu face decât să le mai dea o palmă acestor femei care își doreau o viață mai bună pentru micuții lor. Mai mult decât atât, sunt afectate și mămicile care mai au ceva până să nască. Vorbim despre cele care în momentul de față sunt în concediu prenatal, într-o situație similară. Sunt și mămicile în postnatală, dar și cele care primesc din partea statului în mod normal o indemnizație de creștere pentru copii. Mai mult decât atât, nu sunt singurele afectate de toată această țopăială fiscală. Vorbim și despre persoanele care se află în concediu medical pe o perioadă mai lungă, persoane care nu au semnat încă un contract de corectare a acestor măsuri fiscale și care cel mai probabil pentru un salariu minim vor pierde la banii din partea statului de la 200 de lei, această pierdere putând să ajungă și la 700 de lei în cazul unei femei care primește un salariu mai mare din partea statului. Diana Bone a fost în direct, mulțumim pentru această corespondență. Incident grav la un cămin de bătrâni din Sighetul Marmației. Doi pensionari au fost răniți după ce tavanul unei camere a căzut peste ei. Mai multe echipaje ale pompierilor maramureșeni, dar și echipaje de prim ajutor au ajuns imediat la fața locului pentru a-i scoate de sub dărâmături. Tragicul incident s-a petrecut la primele ore ale dimineții. Doi pensionari rezidenți ai căminului s-au trezit pur și simplu cu tavanul peste ei. Elemente din construcția tavanului unui cămin de bătrâni s-au prăbușit într-o cameră. În urma prăbușirii au rezultat două victime, una în vârstă de 73 de ani, cealaltă de 76 de ani. Victimele au fost rănite ușor, însă panica a fost atât de mare pentru bărbatul de 73 de ani, încât a suferit o criză de epilepsie în timpul incidentului. Cele două victime prezăind traumatisme minore. Una dintre ele, preluată de echipajul de prim ajutor Sighet, este cu un traumatism toracic stâng, în stare generală bună, iar cealaltă victimă, preluată de către noi serviciul de ambulanță, probabil era în urma unei crize epileptice și prezenta o marcă traumatică la nivelul membrului superior stâng. Ulterior și-a revenit și ambele victime au fost transportate la Spitalul Municipal Sighetul Marmației. Situație incredibilă în județul Vaslui. Un oraș, 7 comune și 35 de sate au rămas fără nicio ambulanță. Asta pentru că singura salvare care deservea întreaga zonă s-a stricat și a fost dusă în serviciu, de unde nu a mai fost adusă. Ulterior, se pare că acum în comună există o nouă ambulanță. 35.000 de oameni au rămas la mila lui Dumnezeu după ce și ultima ambulanță care deservea orașul Murgeni și satele limitrofe s-a stricat. A trecut aproape o săptămână de când mașina a fost dusă la serviciu fără să fie înlocuită cu alta. Apelurile sunt acum preluate de stația de ambulanță Bârlad, însă primarul din Murgeni spune că oamenii au mari șanse să moară cu zile până ajunge salvarea la ei. Am avut o ambulanță și, de exemplu, șeful ambulanței a fost mulțumit, a răspuns solicitărilor în timp util că au gradul de uzură extrem de avansat. Deci, să spunem, până în 500.000 de kilometri, reparațiile, să spun, costă ceva mai puțin. Dar o mașină, când are peste 700.000 de kilometri, imaginați-vă că și aceste costuri nu se dublează, se triplează.
Nu mai degrabă am procedat la mașini noi, toți au fost mulțumiți până la acest moment, iar acum s-a întâmplat. Din patru ambulanțe a rămas una singură. Edilul arată cu degetul spre conducerea serviciului județean de ambulanțe Vaslui, dar și spre mai mari de la București. Iar în loc de soluții de la județ, vin doar ridicări de umeri. Cei de acolo spun că sunt legați de mâini în așteptarea licitațiilor de la București. Am relocat o ambulanță dintr-o altă substație în substația Murgeni, astfel încât să avem un timp de răspuns în limitele legii. Deci, substația Murgeni este acoperită în momentul actual de un echipaj medical de urgență. Realitatea este că, într-adevăr, situația parcului auto este precară. În momentul actual lucrăm cu mai puțin de 30% din efectivul care ar trebui să-l avem de ambulanțe. Sperăm în continuare în licitația națională de ambulanțe care va veni cu reînnoirea parcului auto și încercăm până atunci să facem față tuturor solicitărilor de urgență venite din partea populației. Primarul din Murgeni speră mai degrabă la un ajutor din afara României. Facem memorie la domnul ministru secretar de stat, nu are asta problema. Noi mai avem un ONG care ne-a promis că ne dă o mașină de pompieri, a luat legătura cu domnia sa în Suedia și am spus dacă ne poate schimba soluția să ne dea o mașină, o salvare, ar fi mai... În tot județul Vaslui, cele mai noi ambulanțe sunt din 2015 și nu este niciuna care să nu aibă parcurs cel puțin 300.000 de kilometri. În mod normal ar trebui casate, spun cei de la Serviciul Județean de Ambulanță. Val de seisme în ultimele zile în România. Două cutremure s-au produs în noaptea de marți spre miercuri în țara noastră. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, primul seism cu magnitudine de 2,8 pe Richter a avut loc în județul Vrancea la ora 0:12. Al doilea cutremur a avut magnitudinea de 2,6 și s-a produs în județul Buzău la ora 3:46. Cel mai puternic cutremur înregistrat anul trecut s-a produs în 8 februarie în Vrancea și a avut magnitudinea 5 pe Richter, fiind resimțit și în București. Teldrum contestă sechestrul asigurator pus de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii au decis să impună sechestrul pentru a se asigura că prejudiciul de 20 de milioane de euro și 30 de milioane de lei va fi recuperat în cazul în care acuzațiile vor fi confirmate de judecători. Colega mea, Gabriela Mihaini, se alătură cu toate datele. Gabi, bună ziua, ești în direct. Am găsit în scurt timp, magistrații Curții Supreme vor judeca cererea de ridicare a sechestrului de pe conturile companiei Teldrum, dar și de pe bunurile acestei companii. Un sechestru, de altfel, pus de către procurorii anticorupție până la contravaloarea sumei de aproximativ 30 de milioane de lei. Pe de altă parte, apărătorii SC Teldrum susțin că acest sechestru nu poate să rămână pe bunurile companiei Teldrum, întrucât procurorii anticorupție nu ar fi calculat cu exactitate prejudiciul în acest dosar, nu așa cum trebuie. Și prin urmare, ei susțin că ar trebui ca sechestrul să fie ridicat. Vom vedea însă ce vor decide magistrații în alte curs de casație și justiție atunci când vor ajunge la această cauză. Gabi Mihai a fost în direct, mulțumim. Vlad Cosma continuă atacurile la adresa DNA. Fostul deputat a afirmat că un procuror i-ar fi cerut șpagă pentru a-i clasa un dosar. De asemenea, Cosma a mai făcut publică o înregistrare în care procurorul Negulescu încearcă să-l convingă să facă un denunț împotriva lui Sebastian Ghiță. Hai să spun eu, Sebi Ghiță e un jebus. El când a venit aici a putea să zică, domnule, Mircea Cosma cu Vlad Cosma n-are ce treabă, vă f***ă gură. Tu nu vezi că v-a lăsat așa? Să-ți fac dovada că Sebi Ghiță este un jegos care la momentul ăsta, pentru că nu mai are ce să ia după voi, s-a voi, mă. Asta face Sebi Ghiță. Și ar trebui să facă, adică, nu vrea nimeni, bă, nu-l pui într-o postură, că nu se umilește, mă, cu nimic. Nu se umilește cu nimic. Deci asta nu e o chestie de a te umili cu ceva. Dar dacă vezi că jegosul ăla te lasă să te duci tu la pușcărie, te lasă să se ducă copilul tău la pușcărie, că eu aș muri cu el de gând. Și așa nu scapă de mine. Potrivit înregistrării făcute publică de Vlad Cosma, procurorul Negulescu încerca din răsputeri să găsească un denunț împotriva lui Sebastian Ghiță și încerca să apeleze pentru asta chiar la tatăl fostului deputat Mircea Cosma. Vorbește și tu cu taică-tu să fac o chestie. La sfârșitul, la 14-lea
dacă face, să facă pasul. Da. O înțelegi? Yes. Să trăiți, domnul Mișu. Pa. Vlad Cosma a vorbit și de o șpagă, un procuror care ar fi trebuit să se ocupe de unul din dosarele sale, i-ar fi cerut un sfert de milion de euro pentru a clasa dosarul. Domnul Negulescu, între zecile de dosare care le-a făcut, a trimis un dosar pe numele meu la parchetul general, pentru că dânsul n-avea competență, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert de milion de euro ca să-mi ofere clasarea. Există denunți, există dosar penal și există înregistrarea depusă la dosar. Început de an prost pentru români, mărețul program de guvernare al Partidului Social Democrat ne golește tot mai mult buzunarele. Prețurile cresc vertiginos, mâncarea este mai scumpă cu aproape 4%, în timp ce produsele nealimentare s-au scumpit cu peste 6% față de anul trecut. Georgia Simionovici știe toate cifrele. Bun găsit! Potrivit datelor venite de la Institutul Național de Statistică, inflația a crescut cu 1% în luna ianuarie față de luna decembrie anului trecut, ajungând la 4,3%. Așa că totul devine tot mai scump în România. De exemplu, alimentele scot din buzunarele românilor cu aproape 4% mai mulți bani față de prima luna anului trecut. Asta în timp ce produsele nealimentare s-au scumpit cu peste 6%. Nici la servicii nu stăm mai bine. Aici s-a înregistrat în luna ianuarie o creștere de aproape 1% față de prima lună din anul 2017. Dacă e să ne rezumăm doar la diferențele din ianuarie 2018 față de decembrie 2017, avem o creștere globală a prețurilor de aproape 1%. Potrivit INS, mărfurile alimentare au fost mai scumpe cu 0,64%, cele nealimentare cu 1,0%, iar serviciile cu 0,32%. La capitolul mâncare, cel mai mult s-au scumpit produsele de panificație, carnea, fructele și legumele, dar și laptele și produsele lactate, în timp ce la produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri le regăsim la energie, gaze și la apă. De asemenea, s-au scumpit și biletele de călătorie, dar și abonamentele la TV și internet. Și o ieșire în oraș ne scoate mai mulți bani din buzunar, dar și o carte sau vizionarea unui film sau unei piese de teatru. Continuăm și cu alte subiecte. Mesaje inedite de ziua îndrăgostiților. Reprezentanții Poliției de Frontieră au postat pe pagina de Facebook a instituției o poză sugestivă. Subtitlul: Și noi suntem romantici. Polițiștii au publicat o fotografie cu două cătușe așezate în formă de inimi. Oamenii au fost foarte încântați de idee și au felicitat pe polițiști. Petre Daia, noi declarații de senzație, ministrul agriculturii a vorbit cu nostalgie despre perioada în care avea ocazia să scrie. Întrebat dacă ar vrea să își scrie memoriile, Daia a povestit că a scrie înseamnă a-ți pune sufletul pe hârtie. Doar că în prezent mai are timp doar pentru a-și pune sufletul pe pământul României. Când aveam îndemânarea creionului, pentru că acum am doar a stiloului, știți că e pixul acum, dar atunci cu creionul, când mă așezam pe colțul unei mese sau pe o butură, puteam să-mi pun gândurile pe hârtie și scriam ce puteam, ce minte îmi producea la un moment dat și mă gândeam uneori dacă eu am fost acela care am scris, pentru că nu mă recunoșteam poziția, nu pentru că ea e o poziție deviantă. Petre Daia a explicat ce înseamnă pentru el a scrie. Ministrul s-a plâns însă că acum nu mai are timp să-și pună gândurile pe foaie așa cum făcea în tinerețe. Este doar o interpretare a momentului pe care eu l-am simțit în explozia mea interioară așa, iar apoi, sigur, gustându-l de-a lungul vremii, mi-am dat seama că prin sită am mai trecut, s-au mai făcut găuri și n-aș putea reține atât de mult cât am reținut la momentul respectiv. A scrie înseamnă a-ți pune sufletul pe hârtie. O fac cu mare drag, acum pun sufletul pe pământul României. Este scandal monstru la Eurovision. Un cântăresc care a pierdut calificarea în finală face acuzații grave la adresa unui alt concurent, despre care spune că a plagiat. Artistul susține că piesa interpretată de Tiri, deșert de set.
Am fost sunat de Rafael, care este calificat din semifinala de la Timișoara și el ne-a atras atenția cu privire la încălcarea regulamentului concursului. Participanții la concurs își asumă condiția obligatorie și eliminatorie ca piesa muzicală, muzică și text să fie originală, să nu afecteze drepturi deținute de terți, să nu fi fost editată pe niciun suport audio sau video și să nu fi fost difuzată pe niciun canal de radio, televiziune sau internet sau adusă la cunoștința publicului în orice mod integral sau secvențial până la data de 1 septembrie 2017. Episodul a stârnit un val de reacții negative. Este drept că în regulamentul concursului nu scrie nimic despre citate din piese celebre folosite legal. Suspectă mi se pare însă tăcerea atât a celor din TVR cât și a membrilor juriului. Atenție! Balada lui Ciprian Borumbescu se aude de două ori în timpul piesei. Prima oară 15 secunde, a doua oară 45 de secunde. În total, un minut. Piesa în întregime are 2,59 minute. Bun, nu putem spune că este plagiat. Este un citat. Întrebarea este, au voie compozitorii înscriși în concurs să citeze alte opere în creațiile lor într-o piesă de 2,59 minute, câte secunde poate avea un citat? Denis Alibek a redevenit favoritul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a transmis antrenorului FCSB că îl vrea neapărat pe Alibek titular în meciul din Europa League cu Lazio. Se pare că Becali este foarte mulțumit că atacantul a dus de la Astra și a schimbat stilul de viață și a decis să îi acorde acestuia o ultimă șansă. Pasă însă lui Budescu pentru Denis Alibek. Excelent această lansare, Denis Alibek. Denis Alibek, gol! Gol! Chiar dacă a marcat un singur gol în acest sezon, Denis Alibek este considerat o piesă de bază de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a uitat de criticile pe care i le-a adus în trecut și a impus lui Nicolae Dică să-l folosească titular pe Alibek în meciul din Europa League cu Lazio. Potrivit Sky News, Becali ar fi fost impresionat după ce a aflat că Alibek rămâne după antrenamente pentru a exersa de unul singur. Vedeți, dacă l-am cerut titular cu Lazio, a lăsat jocurile pe calculator și se antrenează ca un nebun. Bravo lui! Le-ar fi spus Gigi Becali apropiaților săi. Becali este convins că Alibek își arată adevărata valoare doar în astfel de meciuri extrem de importante. Presa din Italia îi dă dreptate lui Bani. Omul de afaceri a povestit ce sumă uriașă a moștenit de la tatăl său. Cioban de meserie, tatăl său i-a lăsat 150.000 de dolari lui Becali într-un cont din Statele Unite ale Americii. Becali avea să investească o parte din acești bani în terenurile din Pipera, pe care mai apoi l-a vândut pe sume uriașe. Să nu știe lumea cu ce te ocupi, să fii băiat cu minte de unde te duci, să oferi respectul tău la fiecare, nu contează cât este de mic sau mare. Gigi Becali a povestit în cartea Becali și politica cum a reușit să ajungă la sumele de neimaginat pe care le deține în prezent. În 1946, familia Becali a fost trimisă în Banat pentru ca 5 ani mai târziu să fie deportată la lagărul de muncă Zagna Văden din Brăila. Aici s-a născut și Gigi Becali în anul 1958. Tase Becali, părintele lui Gigi Becali, a făcut avere din oierit. De asemenea, el furniza carne de oaie și produse lactate pentru marile hoteluri. S-a spus că Tase Becali obișnuia să ofere și produse gratis celor din securitate și miliție pentru a nu fi deranjat de autorități. Pe patul de moarte mi-a spus, ți-am lăsat bani, moștenire din America, 150.000 de dolari. Era un șoc pentru că nu-mi închipuiam că cineva poate să strângă atâția bani pe vremea aia, a povestit afaceristul în cartea Becali și politica. Am revenit în direct. Anunț important pentru elevi. Procedura de admitere la licee ar putea fi schimbată. Ministrul Educației Valentin Popa a anunțat că dorește să efectueze o schimbare în sistemul de învățământ în ceea ce privește admiterea la liceu. Mai exact, s-ar putea produce modificări în modul de calcul al mediei de admitere la liceu, respectiv al claselor 5-8. Astfel, media celor 4 ani de studii gimnaziale, care acum contează în proporție de 20% în procesul de admitere, ar putea fi înlocuită de media tezelor la materiile de bază. Valentin Popa a anunțat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții părinților că dorește ca media claselor 5-8, care acum contează în proporție de 20% la admiterea la liceu, să fie calculată doar din tezele de la materiile de bază română și matematică pentru clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, plus istorie sau geografie în clasa a 8-a. Mai mult, ministrul susține că aceste teze ar
Urma să devină testări naționale care se vor da în același timp și vor avea subiect unic. Potrivit Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, propunerea ministrului Educației a venit în contextul în care cei mai mulți părinți doresc revenirea la examenele naționale de admitere la liceu sau cel puțin ca fiecare liceu să organizeze examenele proprii de admitere. Părinții sunt nemulțumiți și de majoritatea, nu toți. Sunt nemulțumiți de modul în care se face admiterea la liceu. Există această presiune pe note. Profesorii au un mod de notare nu tocmai obiectiv de la școală la școală. Cinciul de la școala din mediul rural și nu numai din mediul rural nu corespunde cu cinciul de la o școală cu standarde ridicate din mediul urban. Și atunci acest procent de 20% contează în momentul când se face media la admiterea de la liceu. Și am spus, domnule, haide să revenim la sistemul care era înainte de 90, astfel încât fiecare liceu să-și dea propriul examen în funcție de ce fel de absolvenți își doresc. Pentru moment, această modificare este doar la stadiul de propunere, urmând să fie pusă în dezbatere publică în perioada următoare. Președintele României, Klaus Iohannis, chiulește de la una dintre cele mai importante reuniuni internaționale. Șeful statului nu va fi prezent la conferința de securitate de la München, forumul mondial de dezbatere a crizelor și conflictelor de pe glob. L-a trimis în locul lui pe ministrul apărării Mihai Fifor, dar și pe consilierul prezidențial Ion Oprișor. Președintele României, Klaus Iohannis, merge la München doar la cumpărături, așa cum a făcut-o acum câteva zile. În schimb, când se discută probleme grave care privesc întreaga lume, Klaus Iohannis lipsește. Astfel, șeful statului a refuzat să meargă la una dintre cele mai mari conferințe pe tema crizelor și conflictelor de pe glob. L-a trimis acolo pe ministrul apărării Mihai Fifor. Conferința de securitate de la München este o platformă unică la nivel mondial a elitei internaționale în materie de politică de securitate. În niciun alt loc din lume nu se reunesc într-un spațiu atât de restrâns, atât de numeroși reprezentanți ai guvernelor, chiar și inamice și experți în materie de securitate. La conferință sunt așteptați 21 de șefi de stat și de guvern, între care președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, premierul britanic Theresa May, premierul francez Edouard Philippe, premierul israelian Benjamin Netanyahu și premierul turc Binali Yildirim. Germania va fi reprezentată de ministrul de externe Sigmar Gabriel și colega sa de la apărare Ursula von der Leyen. Din Rusia va sosi ministrul de externe Sergei Lavrov, iar SUA vor fi reprezentate de ministrul apărării Jim Mattis și de consilierul pe teme de securitate McMaster, precum și de o delegație a Congresului. Deși armata română este la pământ, prioritățile la Ministerul Apărării sunt unele care ar sârni râsul oricui. Mihai Fifor a decis să le impună militarilor să poarte uniforma de oraș atunci când vin sau pleacă de la unitate și a mai spus că va veni cu ținute noi pentru aceștia. Modificarea semnată de ministrul apărării operată în această lună le impune militarilor din MAPN să poarte ținuta militară de oraș în locul ținutei civile pe drumul dintre domiciliu și serviciu. Acum trei zile, sunt exact trei zile, de când am semnat ordinul prin care am modificat articolul 211 din acest ordin, care se referea la portul ținutei militare de la domiciliu până la locul de desfășurare activității, obligatoriu, da. Ținuta de oraș, da? Vreau să spun că a provocat oarecare rumoare și mă aștept să provoace și mai multe din momentul în care va fi pus în aplicare, pentru că eu spun așa, și o să o repet cu riscul de a-mi atrage antipatii, momentul în care ai decis să îmbrățișezi cariera militară, ți-ai asumat, printre altele, și această haină militară care te onorează. Ministrul Mihai Fifor a anunțat și că pregătește noi uniforme militare. Să vedeți noua ținută pe care o pregătim în momentul de față, deosebită, o să placă foarte mult, dar dincolo de asta reprezintă până la urmă un simbol. Militarul român nu cred că are de ce să se jeneze purtându-și ținuta militară pe care a îmbrăcat-o în momentul în care a depus un jurământ față de țară. Nu pleci ca, eu știu, pleci în tură și îți duci salopeta în plasă și te îmbraci la locul de muncă. Gabriela Firea, întâlnire importantă cu etilul Chișinăului. Cei doi primari au bătut palma pentru o colaborare strânsă, chiar în pragul centenarului Marii Uniri. Etilul Capitale a pregătit o serie de surprize pentru Republica Moldova. Împreună cu primăria municipiului Chișinău și o salut cu această ocazie și spun bun venit din partea noastră a tuturor, doamnei primar Silvia Radu, primarul municipiului Chișinău. Așa cum spuneam, un proiect extrem de important pentru noi, ambițios, dar și de suflet,
în anul centenar. Cei doi primari au semnat un acord pentru o colaborare cât mai strânsă în anul centenarului. Domeniile vizate sunt cultura, educația și sănătatea. Primăria municipiului București va sprijini primăria municipiului Chișinău pentru înființarea unei linii de transport în comun culturale. În acest sens, primăria capitalei, prin votul Consiliului General, la următoarea ședință, va dona două autobuze urbane care vor realiza un traseu cultural stabilit de doamna primar. Gabriela Firea a anunțat că vor exista colaborări între Biblioteca Metropolitană și cea din Chișinău. Edilul a anunțat că va dona o serie de cărți. Mai mult, edilul pregătește o serie de surprize pentru elevii din Chișinău. Primăria municipiului București va oferi o serie de tabere pentru copiii olimpici din Chișinău, stabilit, bineînțeles, de către doamna primar cu Direcția de Educație de la Chișinău. Ne dorim să-i încurajăm, să-i stimulăm pe toți elevii din Chișinău, așa cum se întâmplă și cu elevii din București, astfel încât să-i răsplătim cu aceste tabere la mare și la munte și, de asemenea, participarea la cursuri de perfecționare. Beneficii vor fi și pentru studenții din Republica Moldova. Cei care studiază medicina vor putea participa la diferite internship-uri în București și nu numai. Vedem ce s-a mai întâmplat și în afara granițelor. Au fost clipe de groază pentru pasagerii de la bordul unui avion care mergea spre Honolulu. Motorul aeronavei a explodat chiar în timpul zborului. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență. Peste 300 de pasageri au trecut prin momente dramatice. Avionul în care se aflau a avut parte de o serie de probleme după ce carcasa unui motor s-a desprins în timpul zborului. Incidentul a avut loc cu 35 de minute înainte de aterizarea pe un aeroport din Honolulu. S-a auzit un zgomot puternic, iar când pasagerii s-au uitat pe fereastră, au rămas îngroziți. Piloții au declarat stare de urgență și au fost nevoiți să aterizeze cât mai repede. Echipajul a reușit să aducă în siguranță avionul la sol și nu au fost înregistrate victime. Pasagerii au povestit că au primit instrucțiuni de la echipaj să se pregătească de posibilitatea unui impact în caz de aterizare forțată și au descris zborul drept absolut terifiant ori înfricoșător. Agenția Americană pentru Siguranța Transporturilor a comunicat că va trimite o echipă pentru a investiga incidentul. Deces în familia regală a Danemarcei, prințul consort Henrik, soțul reginei Margaret a II-a, s-a stins din viață la 83 de ani. Prințul suferea de o afecțiune pulmonară, având o tumoră la plămânul stâng. Regina și cei doi fii ai săi au fost alături în ultimele sale clipe. Alteța sa regală, prințul Henrik, a murit marți 13 februarie la ora 23 și 18 minute la castelul Fredensborg, înconjurat de majestatea sa, regina Margaret și cei doi fii ai lor. A fost anunțul casei regale din Danemarca. În urmă cu doar câteva zile, familia regală anunța că starea prințului s-a înrăutățit considerabil în urma unei infecții pulmonare benigne, pentru care a fost tratat din ianuarie la Spitalul Regatului din Copenhaga. Declarația palatului nu specifică însă nici data înmormântării, nici locul în care va fi îngropat prințul. Anul trecut, prințul Henrik a declarat că refuză să fie îngropat în Catedrala Regală Roskilde, locul tradițional de înmormântare a cuplurilor regale daneze. Prințul consort Henrik s-a născut pe 11 iunie 1934 în localitatea franceză Talens, în apropiere de Bordeaux. Contele s-a căsătorit în iunie 1967 cu moștenitoarea tronului danez Margaret a II-a, care a fost încoronată în ianuarie 1972. Atât pentru această oră, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La Fix, vă reîntâlniți cu colega mea, agenția Nacoman, pe curând!